Salutare! Dacă dorești să cumperi o husă de pe MobilFox, folosește codul MITRU pentru a avea 20% reducere la toate husele de pe site. Salutare fermierilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip continuăm seria Ferma din Deal. Așa că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, subscribe, toc clopoțel pentru a nu rata absolut niciun videoclip de pe canal. Bun, și să trecem noi la episod. Fraților, după cum știți din episodul anterior, noi ne-am creat acolo un mic teren pe terenul acela de iarbă unde am cosit în episoadele anterioare. Și acum, în acest episod, o să mergem să îl discuim acolo, să ne ocupăm mai mult de el și să ne urcăm aici în UTB. Și evident, o să vă explic eu pe parcurs ce mai avem de făcut. Așa că, haideți să cumplăm noi aici discul, ne băgăm direct la treabă. Și după cum puteți observa, am pus capotajele pe UTB. Le-am pus aici în față, în afară de grila de pe față, pentru că vreau să văd eu o chestie în legătură cu radiatorul, să vedem dacă funcționează în parametrii normali. Cu această ocazie o să îl și testăm, dar să vedem dacă ne putem întoarce. Cred că o să dau eu puțin cu fața, pentru că este mult mai ok, și dăm cu spatele acolo, băgăm discul cu spatele, pentru că altcumva văd că nu avem cum. Bun, și să-i dăm aici talpă și oricum văd că tractorul este în culoarea discului, deci asta este bine, chiar arată destul de bine după el. Sau nu știu, posibil să se schimbă în culoarea ceva ce se potrivește cu această culoare de pe tractor. Dar asta vom vedea, să vedem, ne încadrăm pe aici. Ne încadrăm, dar cam la limită. Bun, perfect, e bine că am reușit să trecem. Și da, fraților, în acest episod posibil să ne ocupăm noi și de pădurea de lângă de aici. Dar o să vedem și această treabă. Pentru că plănuiesc să duc cu taful acolo lemnele direct. Trebuie să nu le mai tem, să ne chinuim noi să le punem pe remorcă. Dar asta o să vedem ce o să facem. Și plus încă o chestie, fraților, am făcut aici un mic drum. Eu zic că este destul de ok. Să-mi lăsați părerea voastră jos acolo în comentarii, că sunt foarte, foarte curios să văd dacă vă place acel drum. Și încă o chestie, posibil să scoatem și motosapa la o tură, fraților. Pentru că, sincer să vă spun, pe aia nu am testat-o deloc și aș vrea să costesc acolo pe un teren, deoarece mai avem un teren acolo jos și ar fi foarte, foarte mișto să meargă acea motosapă și să taie totuși cum trebuie, deoarece nici nu am testat-o și sper să nu aibă ceva probleme la tăiere și mai știu eu ce. Sper să meargă totuși în parametrii săi normali, dar asta vom vedea în câteva momente. Să terminăm mai întâi aici de discuit și aștept în mare parte să mă ocup de pădure aici, pentru că vreau să mai scap de copacii aceștia de aici și să extindem terenul. Eu spun că ar fi o idee destul de bună, mai scoatem și niște bănuți de acolo și, într-adevăr, eu am mai vândut ceva lemne off-camera pentru că am vrut să fac niște bănuți și se pare că au ieșit acolo niște bănuți. După cum știți, în episodul anterior am avut undeva la 3400 de euro, deci cam așa am avut. Și acum, după cum puteți observa, avem banii aproape la loc de când am început atunci și am vândut noi prima tură de lemne. Deci asta este într-un fel bine, pentru că lemnele se vând destul de bine. Și de asta am spus, scoatem și un profit și ne extindem și terenul aici mult, mult mai bine, să zic așa. Și plus de asta trebuie să ne cumpărăm utilaje, pentru că nu avem utilaje, nu avem destul de multe chestii, nu avem semănătoare, nu avem multicele chestii, nu avem ce ne lipsesc de aici. Pentru că mi-ar trebui maxim. Mai ales că ne trebuie ceva de întors iarba, de strâns, ca să nu ne mai chinuim noi chiar atât de mult. Să luăm ceva mult mai mare, să spun așa. Dar asta vom vedea. Și, fraților, vă dau aici un timelapse, pentru că o să îmi ia mie ceva până o să termin aici. Și de aceea spun că o să vă dau aici un mic timelapse de câteva secunde. Așa că revenim. Fraților, am terminat aici și să îi dăm aici talpă, să îl ducem noi acolo în fermă. Și cred că acum o să aducem noi taful și să tragem aici câteva lemne. Să vedem, să încerc să iau totuși cât de cât ok pe aici. Deci văd că se încadrează, doar că se încadrează cam la limită. Așa că este totuși ok. Bun, o să mergem acolo în fermă, parchez eu discul. Și mai apoi să mergem după taf și să tragem câteva lemne de acolo. Într-adevăr, nu o să pot eu să elimin foarte, foarte multe de acolo ce să tai, dar măcar să tăiem acolo câteva lemne, măcar 5, 6, 7 lemne, să zic așa,
să tăiem acolo. Cred că o să vând două ture, dar asta o să vedem. Bun, am parcat aici și discul, să lăsăm jos. Decuplăm și oricum o să las eu aici tractorul și o să vedem dacă o să avem nevoie noi de remorcă. Dar cred că o să ducem de data aceasta lemnele direct la punctul de vânzare cu taful. Dar să vedem cum decurge treaba, așa că să mergem acolo repede și să încercăm noi să vindem cât mai multe lemne. Sper totuși să vindem măcar de două ori în acest episod și să apucăm să facem treaba aceasta cu cositul. Să încercăm și acea cositoare, să vedem cum se descurcă la treburile acestea, mai ales pe aceste câmpuri. Și ce vă spun? Bun, acum numai bine testăm și drumul nou. Să vedem cum se prezintă. Da, este puțin ciudat că este din lemn și de aceea este așa mai ciudat și topăim așa mai mult. Să zic așa, bun, o să merg din această parte, deoarece am mai eliminat unele lemne, pentru că am avut aici niște lemne din acelea super micuțe și de aceea l-am eliminat, pentru că ale sincer nu și-au rostul să le vindem. Bun, acum să vedem cu ce drujbă, cred că o să tai cu știlul momentan, pentru că asta este totuși mai puternică, să zic așa. Da, e mult, mult mai bine. Bun, să vedem cum o să cadă. Da, se pare că a căzut ok. Pe acesta o să încerc să-l tai cumva așa, dacă se poate. Să-l tai așa pe drept. Și ce vă spun, tăiem pe drept să fie tot bine. Sper să nu o ia la vale totuși. Bun, perfect. Și mai doborâm încă unul, pentru că vreau să am aici trei de curățat. Că mai întâi o să curățăm noi aici copacii. Wow, ce-a sărit copacul acesta de lângă. Ok. Bun, să tăiem noi toate crengile acestea. Ia ușor așa să o luăm pe lângă acest copac. Să vedem până unde este copacul. Oricum, mi se pare că nu este, da, exact, nu este chiar cel mai lung. Știți ce vă zic? Este totuși decent. Bun, și să vedem acum următorul copac de aici. Ce mai avem noi de tăiat. Așa, perfect. Bun, bun. Gata. Și da, ce copaci foarte mici o să mai elimin eu din ei. Cum ar fi aceștia, la aceștia mă refer. Pentru că, sincer, nu se merită să îi mai atrag și pe aceștia. Că totuși sunt destui de micuți, să zic așa. Și de aceea nu aș vrea. Bun, să vedem mai întâi să tragem noi copacii de aici. Să luăm cablu, lanțul de aici și așa. Pe acesta nu cred că l-am curățat, dar nu este niciun fel de problemă, că o să îl tragem acolo și o să-l curățăm după. Bun, să vedem dacă reușim să tragem. Se pare că merge. Merge. Ia să vedem. Da, se pare că o să ia puțin într-o parte, dar nu am ce să îi fac. Bun, și să-l curățăm și pe acesta. O să luăm de data aceasta retezatul, o să luăm drujba aceasta micuță, pentru că nu avem nevoie de nu știu câtă putere aici. Bun, cam așa. O să merg eu și o să decuplez de aici. O să îl decuplez de tot. Bun, așa, perfect. Și să mai aducem încă unul de aici, dar mai întâi să luăm noi lanțul de aici așa, și să tragem copacul de aici totuși, că văd că stă cam mult aici și cred că o să cuplez undeva la 6 copaci. Dar o să vedem această treabă în dată. Bun, să tragem așa cât și cât mai bine, pentru că vreau totuși să fie la limită, dacă se poate, să fie unele lângă altele, să putem să le cuplăm totuși cât de cât mai ok. Bun, așa, mai luăm o tură lanțul. De aici trebuie să luăm de mai multe ori lanțul, pentru că nu avem ce face. Nu avem ce face, fraților. Trebuie să tragem cumva și noi lemnele acestea. De aceea stau eu aici, că vreau totuși să fie... Bun, am crezut că o să prind acolo în cioată, dar nu a prins, se pare că... Pare că a fost destul de ok. Bun. Acum decuplăm. Și o să pun eu copacii aceștia, o să-l împing eu puțin așa la vale. Așa să fie unele lângă altele aproximativ acum. Vă dați seama că nu o să pot să le pun chiar la fix acela. Cred că este destul de mare. De aceea o să tai și pe acesta de jos. Așa, perfect. O să-l tăim și pe acesta. Eu sincer sper să vă placă această serie în continuare, pentru că să știți că am văzut destul de multă susținere la această serie.
Și mai ales că și pe live-uri mi-a spus că este destul de mișto seria, așa că o să continuăm. Și nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și subscribe, tot clopoțel, să nu ratați niciun videoclip de pe acest canal, deoarece ați văzut că am început să postăm din ce în ce mai des. Așa că dacă vă place contentul în continuare cu farming, cu aceste serii, chiar v-aș fi recunoscător, dați acolo pe butonul de like, pentru că ar fi o treabă super, super bună și să urcăm din ce în ce mai mult. Și apropo, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de subscribe, deoarece acela este cel mai important, pentru că plănuiesc să ajung, după cum am spus în fiecare videoclip, plănuiesc până la sfârșitul anului să fac suma de 5.000 de abonați. Așa că asta este posibil doar cu ajutorul vostru și dacă doriți să mă susțineți, cel mai simplu mod este să apăsați acolo pe butonul de subscribe. Așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult cei ce o faceți. Să vedem totuși câți abonați noi o să facem noi de pe acest videoclip. Bun, am adus undeva la 4 lemne. Haideți să ne vedem și de treburile noastre și cred că mai tăiem încă unul. Oricum, dacă o să fie, o să duc eu unul off-camera. Nu o să facem tot pe videoclip, deoarece ne-ar dura destul de mult și totuși nu aș vrea să fac un videoclip de o oră. Deși nu știu dacă v-a supărat unii dintre voi, dar da. În general, lumea am observat că se uită destul de mult cel, adică în ultima vreme. Cel puțin în ultimul videoclip am văzut că lumea s-a uitat aproape 8 minute. Deci minutele încep să crească și de asta, sincer, simt că merge destul de bine această serie. Bun, să eliminăm noi și asta de aici, cioata aceasta. Și de asta spun, chiar merge destul de bine și mă bucură treaba aceasta că vă place și nu fac content în zadar, să spun așa. Nu fac contentul degeaba. Și voi sunteți aici cu susținere. Într-adevăr, momentan este ok. Dar pe viitor posibil să urcăm și noi din ce în ce mai mult. Când o să ajungem și noi pe la 10.000 de abonați, posibil să fie mult, mult mai ok. De aceea spun. Posibil să fie să înceapă să crească vizualizările din ce în ce mai mult. De aceea vă și spun. Deci tot ce este posibil. Eu o să încerc să continui aceste serii din ce în ce mai mult. Într-adevăr, cred că mai mult o să mă ocup de ferma balcanică. Dar asta vom vedea noi. Ia să vedem. La perfecție le-am tras, fraților, la perfecție. Dar cred că o să mai aduc eu ceva lemne. Pentru că totuși nu sunt destule. Și acesta este destul de înalt. O să îl luăm pe acesta. Și am spus să pun procesul acesta de pădure, deoarece am văzut că vă place destul de mult. Și oricum, în această seară o să fim live, posibil cu pădure sau cu agricultură. Nu știu sigur cu ce. Dar oricum, nu uitați să intrați și acolo pe TikTok. Aveți toate linkurile jos acolo în descriere și de la Instagram și de la absolut tot și de la serverul de Discord. Nu uitați să intrați acolo deoarece s-a dat chiar acum un giveaway destul de mișto cu un ifron. Așa că dacă nu ați intrat până acum, chiar v-aș recomanda să intrați deoarece am făcut un mic giveaway cu un ifron destul de interesant totuși cu care jucam și eu înainte. Așa că dacă doriți să-l luați, nu uitați să intrați pe Discord, aveți acolo link în descriere. Și evident v-am spus, de la TikTok, de la Instagram, de la absolut tot, sunt toate linkurile acolo jos în descriere, așa că dacă vreți să mă susțineți și acolo, nu uitați de un follow și acolo așa. Bun, și cred că o să mergem noi cu prima tură, pentru că este destul de ok, zic eu, acest lemn se duce la vale. Așa, fraților, le-am aranjat cât de cât aici. Ne urcăm noi aici în taf și să îl punem acolo pe poziție fixă. Bine, oricum, este posibil ca taful să tragă destul de ușor, pentru că nu sunt niște lemne foarte, foarte grele și totuși sunt destul de ok, bun. Așa, să luăm noi să cuplăm 3 cu 3, deoarece avem 6 și este o idee destul de bună să cuplăm 3 cu 3. Punem 3 aici și 3 aici. Deci asta e ce trebuie. Și oricum aici pe fiecare videoclip, nu știu dacă chiar pe fiecare videoclip, dar în mare parte o să încerc să fac destul de des aici în partea aceasta pădure, pentru că vreau să curăț neapărat zona aceasta și să extindem cât mai repede terenul. Pentru că asta este ideea din spatele acestei treburi și evident și pentru bani, pentru că facem și destul de mulți bani. Bun, le-am cuplat și să mergem noi să vedem ce poate acest staff. Se trage cum trebuie sau salut.
mă le trage totuși, dar sincer sper să nu am eu probleme prea mari pe drum. Pentru că nu aș vrea să am prea mari probleme. Într-adevăr aici au luat-o cam nasol. Încerc să dau așa mai talpă. Și să încerc totuși să le trag aici până în fie cum trebuie. Să vedem cum le tragem. Așa. Bun, și să fie totuși lipit aici în spate cât și cât mai lipit. Ia să vedem aici cu acest podeț. Reușim să-l trecem. Nu prindem noi cu lama. Ba, dacă am prindem. Ia să vedem, reușim? Reușim, fraților. Reușim. Acum să vedem aici pe stradă cum ne descurcăm noi. Într-adevăr, era mai bine cu o remorcă, dar acum am spus să tragem și cu taful, să vedem ce poate taful nostru. Bine, văd că merge destul de lejer, să zic așa. Bun, să vedem aici la parapet dacă nu o să avem noi mici probleme, pentru că e parapetul ăsta fix aici. Să vedem dacă putem merge de el. Da, se pare că putem. Da, într-adevăr, mai prinde puțin acolo jos. Dar o să ne descurcăm noi și o să mergem încet. Ia uite-l și se ridică. Se ridică deoarece mai prinde acolo, în spate. Mai prinde acolo în spate câte un lemn, două. Și de aceea se ridică. Ia uitați-l. Îl mai forjăm puțin. Bine, cred că s-a blocat de tot acolo. Dar o să-l rezolv eu. Ia să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Cred că s-a prins aici din cauza acestui copac, exact. Gata, l-am rezolvat. Acum să vedem pentru cât timp l-am rezolvat, pentru că totuși prinde destul de des acolo și asta este problema. Prinde destul de des în parapet. Deci da. Și parapetul totuși ține destul de multicel. Bun, acum totuși l-am tras în cealaltă parte. Acum să vedem cum ne descurcăm noi aici. O să încerc totuși să nu prea prind. Dacă nu, o să revenim noi după ce trecem de acest parapet, deoarece este destul de greu și nu vreau să vă plictisesc foarte, foarte tare. Bun, fraților, am reușit să trecem noi aici de parapet, dar să vedem, este posibil să mă atragă destul de rău într-o parte, pentru că după cum puteți observa, se cam duc într-o parte aceste lemne, că n-a vă dat seama, este destul de vale și de aceea posibil. Ia să vedem. Și da, în mare parte o tură o să ducem cu taful, deoarece nu știu dacă mai merită, dar o să vedem. Dacă nu, o să mai tragem acolo foarte, foarte puțin. Dar se pare că totuși cât de cât ne descurcăm. O să încerc să iau totuși pe după acest semn, să nu îl rup, pentru că putem să-l luăm pe aici. După cum puteți observa, este destul de liber. Încerc să nu-l trag, să nu trag foarte, foarte tare, că dacă tragem foarte, foarte tare, este cam jale. Este cam jăliță. Și după aceea o să mergem noi să încercăm acea cositoare, pentru că nu am testat-o și plus de asta mai vreau să fac acolo niște iarbă, să cosesc, ca să am, nu de alta. Să vedem, sperăm că nu prindem în semnul acesta. Bun, și cam acesta o să fie traseul nostru, în general. Cam acesta o să fie. Nu știu dacă nu o să găsesc un traseu mai bun sau o să creez eu un traseu, o să fac un mic drum pe aici ca să putem să avem acces totuși mai ușor, să spun așa. Avem acces mai ușurel. Bun, ia să vedem. Să ne întoarcem aici așa. Bun. Și mai avem foarte, foarte puțin și ajungem aici așa la destinație, fraților. Mai avem foarte, foarte mult. Și să vindem noi și lemnele, să ne scăpăm de ele. Sunt curios totuși câți bani o să luăm. Asta e întrebarea întrebătoare. Bun, ne vom da jos și să mergem acolo la punct să vindem lemnele. Aici se vând, undeva pe aici. Bun, am luat undeva la 5.000 de euro. Deci este foarte, foarte bine, după părerea mea. Și am adus puține lemne, sincer. După părerea mea am adus chiar puține lemne. Pentru că, na, putem să aducem și mai multe, dar ne complicăm destul de mult. Posibil să aduc eu pe remorcă din următoarele episoade, pentru că o să fie mai bine, după părerea mea, o să fie mult mai ok. Așa încărcăm 2, 3, 4 remorci și venim cu acele remorci. Într-adevăr, o să fie chin și cu acelea, dar acum nu avem ce face, trebuie să ne descurcăm cum putem. Asta e toată treaba.
Bun, și revin eu din fermă de acolo așa, direct cu motocoasa să vedem ce poate. Bun, am ajuns noi și acasă aici, mergem noi să parcăm chiar acum taful. Vedem unde îl parcăm, cred că o să-l parchez direct aici în, în garaj, nu o să-l mai duc eu în acea parte. O să îl băgăm aici pe mijloc, deoarece oricum nu este ocupat de nimic. Bun, perfect, lăsăm noi și lama jos totuși. Așa, bun, și cam atât a fost cu, cu taful, fraților, cam atât a fost. Să mergem noi la motocoasă, ia uitați aici, este ceva de la Force Grid, mi se pare, acest model. Deci eu zic că este destul de mișto, sau IMT, pardon, este IMT, nu este Force Grid. Nu știu de ce mi s-a părut mie și este destul de vechiuț, într-adevăr. Dar eu zic că o să își facă treaba, bun. Și să îi dăm aici o pornire. Ia să vedem. Auzi-o cum pornește. Bun, și să mergem acolo, să o băgăm la treabă, să vedem ce poate. Asta este întrebarea. O ridicăm totuși de aici. Și da, într-adevăr, nu are o viteză foarte, foarte mare. Dar eu zic că este destul de decentă. Ia să ne coborâm aici ușurel. Așa. Bun, și o să mă bag eu din partea aceasta, pentru că o să pot intra. Și sunt foarte, foarte curios dacă putem să facem treaba cu ea sau nu. Pentru că nu o să o păstrez. În caz că nu face cum trebuie, o să o dau din nou. O dăm acolo la fier vechi, nu știu. Vedem. Dar eu zic că se descurcă destul de ok. Ia să vedem pe aici așa. Ia uite-o. Se pare că își face treaba. Mai greu, că schimbă destul de nasol vitezele, dar în rest e ce trebuie, fraților. Asta ce trebuie. Bun, să vedem aici. Cred că o să fac totuși până aici la drum. Nu vreau să fac mai mult, pentru că nu se merită. Aici o să fie delimitarea de drum. Și da, într-adevăr, o să ne ia destul de mult aici. Dar o să încerc totuși să nu costez foarte, foarte mult. Și să o iau așa pe unde este câturi de cât mai drept. Și să nu avem probleme pe aici cu urcatul. Deci da, se pare că își face treaba. Dar nu știu dacă o să o păstrăm foarte, foarte mult timp. Pentru că avem acea cositoare de după tractor și eu zic că este destul de ok. Oricum, o să vă dau un mic timelapse cu această cositoare să vedeți cum se descurcă. Dar mai întâi să-i dăm o formă terenului. Nu știu dacă mă duc chiar până în capăt acum, pentru că nu se merită. Este destul de greu aici, nu putem vira, așa că o să luăm așa și să ajungem acolo în partea cealaltă de unde am început. Văd că își face treaba, dar totuși o să vă dau un mic timelapse cu aceasta, să vedeți cum se descurcă. Și voi să-mi lăsați acolo jos în comentarii, fraților, dacă o păstrăm sau o vindem. Asta sunt eu foarte, foarte curios. Într-adevăr, viteza de muncă este destul de, este puțin îngreunată, să spun așa, pentru că merge destul de greu. Și de aceea vă întreb pe voi să-mi spuneți dacă vreți să o păstrăm sau să o vindem. Așa că vă las aici cu un mic timelapse să vedeți cum se descurcă. Have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers. They say to pray instead. I think I'll find them one day, but with the help. Bun, fraților, am terminat aici tot de cosit cu această motocositoare. Acum o să mergem noi acolo să o ducem în fermă. Și cam atât o să fie, dar mai întâi mergem acolo, o parcăm. Să fie tot cum trebuie. Să știți că se descurcă destul de bine. Acum să lăsați părerea voastră jos în comentarii dacă o păstrăm sau o vindem. Sincer, mi se pare destul de ok, dar totuși este viteza de muncă cam lentă, să spun așa. Deci totuși nu știu dacă se merită prea bine, dar cam asta e. O să lăsăm noi aici frumos și o oprim. Bun. Bun, fraților, și cam atât a fost și cu ea. Să știți că și-a făcut treaba destul de decent. Acum mai rămâne doar să îmi spuneți voi acolo jos în comentarii ce să facem cu ea, o păstrăm sau o vindem.
Bun, și cam atât o să fie cu acest videoclip. Eu sincer sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like și subscribe cu tot clopoțelul pentru a nu rata absolut videoclip de pe canal. Și eu vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Cu voi a fost fratele vostru Mitruș. Vă pup, pa, pa!